Ideea noastră este pentru că astăzi este sărbătoarea ceea ce se numește în Rosalia, Rosaliile. Asta e o denumire romană, dar n-are nicio legătură cu... Denumirea noastră este pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Duhul Sfânt este dătătorul de viață. Așa. Ați auzit astăzi rugăciunea care o spunem de acum înainte, Împărate Ceresc. Deci El este în crez, ați auzit că spunem, și mai cred și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Deci Duhul Sfânt, credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și vedem aici niște caracteristici ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul. Nu știu dacă ați văzut că am... Adică dacă ați fost atenți când am citit Psalmul 103. Ați auzit că am citit Psalmul 103 și nu degeaba, nu întâmplător l-am citit Psalmul 103. Psalmul 103 descrie, este o descriere de fapt, Psalmul 103... Psalmul 103 este o descriere a creației. A lumii create de Dumnezeu. Asta este Psalmul 103. Și de ce? Pentru că Duhul Sfânt este de viață Făcătorul. El este Cel care dă viață tuturor plantelor, animalelor, omului. El este care dă, El este dătătorul de viață. El face viața. Viața este de la Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu există viață nici în plante, nici în animale, nici în om, în nimic. El este Cel care dă viața, Cel care este creatorul vieții. De aceea spunem și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Dătătorul, Făcătorul, care din Tatăl purcede, vedem de unde și are existența, din Tatăl, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, adică este de aceeași cinste și la fel Dumnezeu, la fel Dumnezeu cum este și Duhul Sfânt, cum este și Dumnezeu Fiul, cum este și Dumnezeu Tatăl, este și Dumnezeu Duhul Sfânt și îi se cuvine aceeași închinare, aceeași slăvire lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Este persoană, așa cum este persoană și Tatăl, așa cum e persoană și Fiul, este persoană și Duhul Sfânt. Pentru că se spune acela, iar când va veni acela, Duhul adevărului, care din Tatăl purcede. Deci, când te referi la o persoană, spui acela. Dacă te referi la un obiect, nu mai spui acela. Da? Deci, este clar referință la Cel care va veni și din al meu va lua, adică din învățătura mea va lua și vă va da vouă. Este vorba de Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate să-L primească, pentru că El nu... El vine în lume, Duhul Sfânt, dar lumea nu-L primește, nu poate să-L primească, pentru că trebuie lumea să-L accepte, să se smerească ca să-L accepte învățătura Duhului Sfânt. Și atunci în Psalmul 103 vedem toată creația lumii, așa, descrierea creației care s-a făcut prin Duhul Sfânt. Și ați auzit, binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvitul Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-i temea pământul pe întărirea Lui, da? Adâncul ca o haină, se suie munți, se coboară văi în locurile în care Le-ai întemeiat, trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților trec ape, da? Păsările cerului vor locui, da, dobitoacele pământului, iarba care răsare, tot este în mâna lui Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Cel care dă viață și care este Duhul Sfânt, Dătătorul de viață. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vedeți ce descriere minunată. Vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Deci existența balenelor, a balaurilor, a animalelor imense din mări, a uriașilor, a toată creația care există sau care a existat vreodată, o vedem descrisă în acest psalm foarte frumos. Și mai departe se spune acolo care a grăit prin proroci. De ce? Duhul Sfânt este Cel care a vorbit și a pregătit pe proroci pentru venirea lui Hristos. Știți că v-am arătat că toate prorocirile, ați văzut chiar astăzi, ați ascultat Evanghelia
n-am mai ținut predica la Evanghelie, ca să scurtăm timpul, că fiind unită cu vecernia. Vedeți că acolo am vorbit despre faptul că spune, zice, dar cine a profețit despre Iisus? Du-te și uite-te, citește că din Galileea nu s-a născut, nu spune că s-ar fi născut proroc, ci din Betleem. Dar Iisus Hristos s-a născut în Betleemul Iudeii. Da, exact. Deci iată, ei se uitau după profeții pentru că știau că profețiile sunt inspirate de Duhul Sfânt. Deci erau foarte importante pentru ei. Pentru pregătirea venirii lui Hristos Dumnezeu, întrupării lui Hristos. Așa. Care a grăit prin proroci. Așa. Apoi avem această rugăciune pe care am auzit-o: Împărate Ceresc, Mângâietorule. El este Mângâietorul. O Paraclitos, adică cel care mângâie, da? Mângâietorule, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, este Duhul lui Hristos. Este Duhul Adevărului, da? Care pretutindenea ești, este peste tot. Și toate le plinești, toate le desăvârșești, toate le sfințești, da? Toate le desăvârșești și toate le plinești. Vistierul bunătăților, el are toată bunătatea. El este dătătorul de viață și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește întru noi, El în chip tainic, El este invizibil, El este peste tot și El în chip invizibil vine și se sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi. Ce face? Ne curățește pe noi de toată spurcăciunea, de tot ce este rău în noi. Și mântuiește, iată, El mântuiește, El ne mântuiește, Duhul Sfânt. Mântuiește bunule, deci El este bun, da? Mântuiește bunule sufletele noastre. Deci acesta este Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești. Vistierul bunătăților, dătătorul de viață. Deci, iată, aici avem caracteristicile Duhului Sfânt, care este persoană, la fel cum este și Tatăl și Fiul. Cel care ne-l descoperă pe Duhul Sfânt este Iisus Hristos, iarăși. Iisus Hristos ne spune despre Duhul Sfânt care va veni, care va mângâia după plecarea Lui de-a dreapta Tatălui. Și Duhul Sfânt va continua biserica. Duhul Sfânt a venit în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli. Iată ce spune aici: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta lor, și cărora le veți ține, vor fi ținute. La Ioan 20:22-23. Iar la 10 zile după înălțarea sa, deci spune, în convorbirea cu ucenicii dinainte de patimile sale, Domnul Iisus Hristos le-a făgăduit să le trimită pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, care va rămâne cu ei pentru totdeauna, Duhul Adevărului care îi va învăța toate. Le va aduce aminte toate cele pe care El le-a spus lor și îi va înștiința despre cele viitoare. Atunci când s-a arătat după înviere ucenicilor săi, Domnul le-a dăruit puterea de har dătătoare a Duhului Sfânt, rostind cuvintele: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, iertate vor fi, cărora le veți ține, ținute vor rămâne. Iar la 10 zile de după înălțarea sa, potrivit cu făgăduința sa, Domnul l-a trimis pe Duhul Sfânt. Deci după 10 zile de la înălțare, noi suntem exact la 10 zile de la înălțare, a trimis pe Duhul Sfânt pentru ucenici în ziua numită a cincizecimii, sub formă de limbi de foc. Pogorârea în lume a Duhului Sfânt s-a manifestat mai întâi de toate în darurile apostolilor, sub forma semnelor, vindecărilor, prorocirilor, darurile limbilor, adică vorbeau în limbi străine, în al doilea rând în toate puterile cu har dătătoare, care îi conduc pe cei care cred în Hristos la desăvârșirea duhovnicească și la mântuire. În Duhul Sfânt, în puterea sa dumnezeiască, ne sunt date toate cele ce sunt spre viață. Aceste daruri pline de har sunt primite în Sfânta Biserică pe care Domnul a întemeiat-o pe pământ. Ele cuprind mijloacele sfințirii și mântuirii noastre. Iată, acesta este Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Pe Duhul Sfânt l-am văzut la începutul creației, da? Dacă ne uităm la facerea lumii și citim aici primul capitol, îl vedem pe Duhul Sfânt aici. Zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Deci vedeți, Duhul lui Dumnezeu, deci Duhul Sfânt se purta pe deasupra apelor. Apele creației. Apele. Dumnezeu a făcut, iată, aceste ape. Așa, iar Duhul Sfânt se purta pe deasupra acestor ape. Deci vedem de la început prezența Duhului Sfânt.
Apoi vedem Duhul Sfânt atunci când îi spune Maicii Domnului, Arhanghelul Gabriel, puterea celui preanalt te va umbli. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbli. La Luca. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci, Duhul Sfânt e cel care se sălășluiește în pântecele Fecioarei, curățește pântecele Fecioarei de urmările păcatului strămoșesc și dă, deci vine, se sălășluiește, o curăță și ca să poată să vină Fiul lui Dumnezeu, vine Fiul lui Dumnezeu și ia trup din ea, prin Duhul Sfânt. Iată cum lucrarea Duhului Sfânt. Apoi vedem pe Duhul Sfânt la botezul Domnului. Și la botezul Domnului, acolo îl vedem în mod clar pe Duhul Sfânt atunci când, ce se întâmplă la botez? Vedem cum Iisus Hristos se botează în râul Iordan și Duhul Sfânt, în chip de porumbel, coboară din cer deasupra Mântuitorului, se aude glas din cer, care, ca un tunet, care spune, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Deci Dumnezeu Tatăl din cer se aude numai glasul Lui. Nu se vede fața Lui, dar glasul Lui se aude. Și glasul Lui spune, îl recomandă pe Fiul. Acesta e Fiul meu. Duhul Sfânt în chip de porumbel se coboară și Fiul se botează. Deci iată Sfânta Treime. Iată pe Duhul Sfânt, care este în chip de porumbel, numai atunci în acea icoană a botezului poate fi reprezentat sub chip de porumbel. În chip de porumbel. Nu s-a transformat Duhul Sfânt în porumbel. Sau s-a întrupat în porumbel, sau știu eu. Doar s-a văzut ca porumbel și s-a simțit prezența Lui. Pentru că Duhul Sfânt nu are formă. El nu are trup, El nu are formă. El este veșnic, e pretutindeni, e sfințitor. Așa. Iar El, ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt vine la cinzecime și întărește prima comunitate creștină a apostolilor după Hristos. Îi întărește, vine Duhul Sfânt în ei și încep să facă minuni. Încep, le dă puterea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu. Le dă puterea de a ierta păcatele oamenilor prin taina botezului. Le dă puterea de a face pâinea și vinul, de a face trupul și sângele lui Hristos, frângerea pâinii. Deci le dă această putere, puterea de a mântui pe om, de a-l curăți pe om de păcate, de patim, de tot ce e rău în el, de a-l ilumina, de a-l lumina, de a avea mintea și inima lui luminată în Duhul Sfânt, de a înțelege lucrurile în adâncul lor și de a-l îndumnezei pe om, de a-l uni cu însuși Hristos Dumnezeu, de a-l face Fiul al lui Dumnezeu după har. Deci aceste trei puteri, aceste trei lucruri le se dă a apostolilor și apostolii mai departe celorlalți în ceea ce se numește biserica. Pentru că biserica este întemeiată atunci, în chip văzut. Ceea ce se numește, ceea ce noi numim biserica. El în eclesia înseamnă adunare, a aduna. Iar în limba ebraică este kahal. Așa se numește. Biserica este prezentă, Hristos vorbește despre biserică în Noul Testament și explică ce înseamnă biserica. Și iată ce frumos explică despre biserică, ca să înțelegem ce înseamnă biserica, pentru că fără Duhul Sfânt nu putem înțelege ce înseamnă biserica. Biserica zice, citiți dacă puteți și acasă, la Ioan capitolul 15, versetele 1-8. Ioan capitolul 15, versetele 1-8. Ca să înțelegeți ce înseamnă biserica. Deci, o să iau și eu Sfânta Scriptură și o să merg la Ioan. Așa, Ioan. Capitolul. Așa. O clipă. Ioan. Capitolul 15. Așa, capitolul 15. Versetele 1-8. Iată ce spune aici. Spune așa. Eu sunt vița cea adevărată. Și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă într-un mine, el o taie.
Și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă rămâneți întru mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl meu ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenici ai mei. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți întru iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne întru iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni. Pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-i veți cere în numele meu. Acestea vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru vor păzi, iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. De n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. De nu aș fi făcut întru ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea, dar acum m-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar aceasta ca să se împlinească cuvântul ce scris în legea lor, m-a urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Iată, în acest capitol 15, tot am citit tot capitolul 15 de la Ioan, de la Evanghelia de la Ioan, vedem ce înseamnă biserica. În acest capitol se ascunde biserica. Și dacă o luăm invers, toată această pregătire ca să le, în care Hristos le explică ce înseamnă biserica, are ca și sfârșit Duhul Mângâietorul. Pentru că îi pregătește pentru venirea Mângâietorului. Nu poate exista biserica fără Duhul Sfânt. Numai acolo unde Duhul Sfânt este biserica. Acolo unde sunt cei care, auziți aici, îi ascultă cuvintele mele și face ceea ce mi-a spus mie Tatăl. Ascultă, împlinește poruncile, trăiește după Evanghelie și aceștia sunt numiți de Hristos prieteni. Deci toți cei care suntem în biserică, suntem prietenii lui Hristos. Devenim prieteni. De aceea sfinților li se spun prietenii lui Hristos. Iar noi suntem sfinți, pentru că așa se numeau creștinii care, dintr-un început, sfinți. Și apoi s-au numit creștini. Deci sfințenia nu este ceva al nostru. Este al Duhului Sfânt care ni se dă. Și noi dacă ținem această sfințenie care ni se dă prin Sfânta Împărtășanie, prin trupul sângelui Hristos, prin Sfântul Botez, prin Sfânta Mirungere, prin
spovedanie și prin toate celelalte taine ale bisericii, noi ne sfințim și suntem la fel ca ceilalți sfinți. Și avem darul. Unii sunt mărturisitori, alții sunt mucenici, alții sunt cuvioși, alții sunt drepți. Fiecare primește darul de la Dumnezeu. Deci noi suntem prieteni al lui Dumnezeu. Deci mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul lui să-l pună pentru prietenii săi. Hristos își pune sufletul său pentru prietenii săi, adică pentru noi. Așa, noi păzim poruncile lui și în felul acesta păzim poruncile lui și legea lui, învățătura lui, tot ce i-a dat el, rămânem într-o iubirea lui. Da? După cum eu am păzit poruncile tatălui meu. Da. Și apoi dă această poruncă, deci iată, ce se vede, prin ce se vede că suntem biserică? Prin a ne iubi unii pe alții. Prin asta. Să vă iubiți unii pe alții, da? Precum eu v-am iubit pe voi. Precum v-am iubit eu. Da? Deci, care este cea mai mare dovadă a dragostei? Este ca sufletul lui să-l pună pentru prietenii săi. Deci, dragostea nu înseamnă nimic altceva decât jertfă. Dacă nu te jertfești, înseamnă că nu ai dragoste. Asta, prin asta se demonstrează iubirea. Prin jertfă. Prin a dărui celuilalt. Că îi dăruiești timpul tău, că îi dăruiești banii tăi, că îi dăruiești zâmbetul tău, că îi dăruiești învățătura ta, că îi dăruiești un cuvânt bun, că îi dăruiești. În orice ce faci. Exact. Dăruirea dintre noi, dăruirea dintre cei care sunt în biserică este dragostea. Când unii nu se suportă unii pe alții, când se bârfesc unii pe alții, când nu se pot înțelege unii pe alții, atunci înseamnă că lipsește dragostea și atunci ce fel de biserică este? Deci, biserica arată dragostea. Sentimentul de dragoste, de primire, de bucurie. Aceasta este biserica. Deci, iată că baza existenței bisericii este dragostea dintre membrii bisericii, dintre prietenii lui Dumnezeu, care suntem noi cei botezați și care am acceptat pe Hristos în inimă și în viața noastră. Și iată, ne adunăm împreună, pentru că dragostea se manifestă prin adunarea împreună, prin liturghie. Cum se manifestă dragostea? Tocmai prin această sinaxă de bucurie și de liturghie pe care o facem. Dar iată ce mai spune Hristos despre ceea ce înseamnă biserica. Eu sunt vița, deci vița de vie. Eu sunt vița de vie, da? Eu sunt vița cea adevărată și tatăl meu este lucrătorul. Deci, vița cea adevărată. Deci, biserica este exact ca o viță de vie, care are butuc, da? Și frunze și roade, da? Orice mlădiță care nu aduce roade într-un mine, deci, dacă vedeți, foarte important lucrul acesta. Noi toți de mici suntem botezați și suntem altoiți, da? La vița de vie a lui Hristos. Dar iată că sunt foarte mulți dintre creștinii noștri ortodoxi și nu numai, care ce fac? Nu aduc roadă. Adică, nu-i mai interesează biserica, devin atei, înjură biserica, fac toate păcatele, se rup de Hristos, de viță, da? Ce spune aici? Orice mlădiță care nu aduce roadă într-o mine, el o taie. Deci e tăiată. Se taie din viță. Și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Deci există mlădițe în viță care aduc roadă și există mlădițe în viță care nu aduc roadă. Dar iată că Tatăl le taie din viță. Ele nu rămân în biserică. Ele se taie. Ereziile se taie prin anateme, nu? Anatema înseamnă tăierea din biserică a ereziei și a ereticului care este nepocăit. Îi taie Dumnezeu din biserică pe toți păcătoșii nepocăiți care nu vor să se pocăiască, să schimbe viața, să se apropie de Hristos până la sfârșitul vieții lor. Sunt tăiați din trupul bisericii, de aceea ei sunt în iad. Se taie pentru că nu aduc roadă în biserică. Deci în biserică trebuie să aducem roadă. Și roada este dragostea, pacea, bucuria, îndelunga răbdare, facerea de bine. Acestea sunt roadele Duhului Sfânt care Dumnezeu ne întărește ca să le putem, să le multiplicăm aceste roade. Deci orice mlădiță care nu aduce roade, el o taie și orice mlădiță care aduce roadă o curățește ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți într-un mine și eu în voi, precum mlădiță.